Bună seara și bine ați revenit la Câștigă România. Noroc că am ajuns și eu la timp. Este o ediție specială pentru Corneliu, pentru că trebuie să prezentăm un pic situația. În cazul în care câștigă această ediție, a cincea, la număr, șansele sunt foarte, foarte, foarte mari să intri în marea finală, în care te vei lupta direct. Miza este marele premiu, mașina. Asta dacă nu cumva vor fi alți concurenți care vor depăși numărul de 5 ediții sau un concurent care, cine știe, se găsește el să câștige mașina câștigând 10 ediții consecutive. Bun, dar ca să câștigi ediția de astăzi va trebui să treci de Cezar Băjenaru. Salut, Cezar, bine ai venit. Salut. Și de Cristian Florin Mititelu. Bună seara tuturor. Salut. Succes. Bună seara. În această ediție Câștigă România. Să continuăm concursul nostru, adică să-l începem, practic. Continuăm emisiunea, începem concursul. Harta, județele de graniță. Constanța este județul de plecare și cel de sosire, Vaslui. Ce să fie complicat? Hai să vedem. Deloc. Ministrul de Externe, în 1878, a înființat în timpul colonizării Dobrogei satul 2 Mai. Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandri, Titu Maiorescu sau Alexandru Averescu? Deci Vasile Alexandri nu cred că a fost în perioada aia ministru de externe, nici Alexandru Maiorescu, între Mihail Cogălnicianu și Titu Maiorescu. Aș avea de ales. Cred că Mihail Cogălnicianu era prim-ministru în perioada aia. Titu Maiorescu. Final. Final. O rundă care ție îți place foarte mult și de asta ai dat răspunsul greșit. Mihail Cogălnicianu este răspunsul corect. Tot din Constanța, prima ta întrebare. Primul înotător român câștigător al unei medalii olimpice este Marius Florea în 2004 la Moscova, Barcelona, Atena sau Rio? Oscilez între Atena și Rio. Răspunsul meu final este Atena. Atena? Ești sigur, Cezar? V-am zis, să oscilez între cele două, dar merg procentul mai mult spre Atena. Bine. Răspuns corect, Atena. Bronz la 200 de metri spate. Așa este. Și Cristian, succes. Mulțumesc. Este prima întrebare, e bine să răspundem corect la prima întrebare, de obicei, ca să nu avem probleme pe parcursul ediției. Nu știu dacă s-a înțeles aluzia. Volumul autobiografic al lui Horia Tecău, lansat în 2016, se numește Viața în ritm de tenis, Viața între avioane, în tie-break sau Viața mea. În tie-break și Viața mea. Răspuns final în tie-break. În tie-break? Da. Bine. În acest volum autobiografic, Horia Tecău face un lucru foarte frumos, le povestește celor mici ce înseamnă pasiunea și de ce e bine să îți găsești pasiunea. Asta înseamnă să explorezi lucruri diferite. Să încerci cât mai multe activități și poate la un moment dat îți descoperi pasiunea. Acest volum se numește Viața în ritm de tenis. Așa se numește. Județul... Unde ai ajuns? Tot în Constanța. Timp? În Constanța? În Constanța. Hai să mai încercăm o dată. Continuați cântecul lui Dan Spătaru în rândul 4, Banca de sub nuc, din colț, de la geam, din stejar. Să nu mă pui să cânt, că nu știu. Întrebarea spune așa, sau mă rog, ce zice
Continuați cântecul. Continuați cântecul, nu versurile. Continuați cântecul. Eu nu vreau să aud niciun recitativ aici. Da, da, la variante. N-am decât te rog niște frumos. Cuvinte acolo. Și o să începe zic... Începe de la în rândul patru banca. Zi. Banca de la geam. Nu. 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 Sunt total la fun. Nu vreau. Domnule, să cânt. Ai mai cântat la noi? Nu. Nu? Nu. E uite, prima ocazie, vă rog frumos să fim atenți, să-l ascultăm puțin pe Corneliu. Și? În rândul patru, banca de la geam. Excelent! Aplaudați, vă rog frumos, foarte bine. Bravo, bravo, Corneliu! Să nu mai cânti. Nu, nu chiar ai cânt. Cântat, nu, chiar ai cântat nu aproape cânt. Reușit. De la geam, răspuns corect. Și acum, Cezar? Următorul județ, Tulcea. Tulcea este următorul județ. Violonist, compozitor emigrat în America de Sud. Georges Boulanger se numea Ghiță Pristanda, Gheorghe Pantazi, Ghiță Munteanu, Ghiță Mureșan. Ghiță Mureșan este un cunoscut basketbalist al nostru care a evoluat și în NBA, deci îl exclud. Ghiță Pristanda este personaj al unui roman. Deci, ca ultimele două variante, dintre care, din care voi alege ceva, Ghiță Munteanu sau Gheorghe Pantazi. Gheorghe Pantazi. Pantazi, blocăm. Fii atent apropo de Ghiță Mureșan, cred că e singurul român care a jucat în NBA. În schimb, există o țară micuță... Am Virgil Stănescu. Nu cum? Știu dacă, Virgil Stănescu. Nu știu dacă sau doar a fost într-un draft pentru NBA. Da, așa ceva. Alt mare basketbolist român. Știi cine, ce țară mică, dar cu mulți jucători în NBA? Avem aproape de noi. Și dacă mă uit la tine, arăți ca neamul lor. Belarus? Lunguț, așa? Ce țară? Belarus? Nu, mă, nu? Belarus. Sârbii, mă, sârbii. Sârbii, da. Sârbii, în general, din fosta Iugoslavie. Domină la nivel european. Dragan Petrović, Toni Kukoč, Vlade Divac, erau trei care jucau în același timp la echipe diferite, la jucători foarte, foarte buni. Și ei sunt poporul înalt. Nu știu de ce, sârbii sunt înalți, așa. Cu o satură diferită de restul europenilor. Foarte buni sportivi, foarte buni. Și basketul lor... Jucau finale, au câștigat finale de, și de european, cupe europene. La jucau... mondiale rămâneau cu SUA, de obicei, în finală. Exact. Și la cluburi cu Real Madrid, cu Maccabi Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv sau... Olympiacos Pireu. Exact. Meciuri mari, faine. Le vedeam la ei, la sârbi. Pantazi, răspuns corect. Și... Ne ducem, hai să încercăm să ieșim, folosim varianta ajutătoare, scoatem-o din județ ca să plecăm din Constanța? Poate mai târziu, puțin. Hai să facem asta. Da. Profesor și chirurg pediatru, numit Îngerul Copiilor, a operat peste o jumătate de secol. Fantastic. Marian Râlea, Luciana Petrescu, Irinel Popescu, Alexandru Pesamosca. Alexandru Pesamosca. Corect. Și ai ieșit din județ... Mergem mai departe. Ia uite că ai ieșit și tu din Constanța. Da. Ce chestie. Zi-mi, te rog frumos. Mergem în Tulcea. Mergem în Tulcea. În probele olimpice de canotaj, numărul maxim de sportivi într-o barcă este de 2, 8, 9, 11. Iar am noroc de întrebare din sport. Cum? Iar zic, am noroc de întrebare. A, cu din sportul, sport. Da, 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 da. Da, așa avem niște vage amintiri, cred că 8 plus 1, deci 9. Cam asta e numărul maxim. Care e răspunsul? 9. Final? Final. Triplă campioană olimpică România la această disciplină, la această probă. Sunt 9 care trag... Și unul care țipă, frate. Și n-am înțeles eu cu cârmaciul ăsta. Mai la stânga, mai la... Ce să țip? Hai mă, hai mă, hai, hai mă, pune mâna, frate, și vâslește. Nu stai tu să ții mie că eu să vâslesc. Săraci, el alți... Și le văd și pe fete, știi? Trag, trag, trag. Și una deșteaptă în față care... Și primește și medalie. Și mai ia și medalie, știi? Mai e și campioană olimpică, când ea doar dă cu gura. Nu e drept, nu e drept. S-o pună să vâslească.
Ce, Doamne, iartă-mă? Da, ține ritmul. Că ele nu știu să țină ritmul, că or fi aritmice. Nu. E un fel de soacră, doamna din fața acolo, aia a noua. Ca să nu zic altceva. Răspuns corect, 9. Întrebarea din județul... Galați, Mona. Galați. Trebuie înainte să merg. Sper că asta vei face. Considerată prima ingineră din lume, sora unuia dintre sculptorii lui Iisus din Rio, Eliza, Leonida Zanfirescu, Brătescu Voinești, Papadad Bengescu, Vasiliu Birlic. Păi Brătescu Voinești a scris novela Puiul, deci nu are cum să fie. Vasiliu Birlic este un actor din garda veche, să zic așa. A jucat în romane de astea, hă? Nu în romane. Hortensia Papadad Bengescu este la fel o scriitoare, deci rămân pe Leonida Zanfirescu. Leonida Zanfirescu, sora lui Gheorghe Leonida, care a sculptat mai exact fața lui Iisus din Rio, care se află pe muntele, cum se numește, știți? Știu. Corcovado. Corcovado. În Rio de Janeiro. Ok. Răspuns corect, Leonida Zanfirescu. Și județul următor, zi-mi, te rog frumos, Cristian. Tulcea. Tulcea. Vestigii arheologice romane și grecești pe teritoriul localității Jurilovca. Se găsesc la Capul Horn, Capul Doloșman, Capul Bunei Speranțe sau Capul Verde? Răspuns final, Capul Doloșman. Corect, și mergi mai departe. Ai grijă ce faci, Corneliu, la întrebarea din... Galați. Culturistul Nicu Vlad a fost campion olimpic și multiplu campion mondial la acest sport. Canotaj, lupte libere, haltere, tir cu arcul. Între haltere și lupte libere, aleg haltere. Final? Final. Campion olimpic în 1984 la Los Angeles, Nicu Vlad, la haltere, răspuns corect. Și să nu te mai aud că te plângi de întrebările despre sport. Cam multe. Da, nu știu cum te nimerești. Vasluiul este județul care te poate trimite în runda a doua. Ovidiu Tonița a strâns 73 de selecții în echipa națională supranumită Stejarii. De rugby, de volei, de handball, de curling. Aici cam știu direct răspunsul. Urmăresc, nu știu toate regulile, dar este vorba de sportul rugby. Este un sport foarte, foarte frumos și mie îmi place sportivitatea jucătorilor de rugby. Rugby, răspuns corect. Tu ce faci? Cu ce te ocupi? Ai ajuns la destinație, de asta te iau un pic mai pe relaxare, ca să poți să fii liber. Da, să... acum m-am relaxat, am avut emoții mari la început. De ce? E o noutate faptul că particip la un concurs de cultură generală. Așa. Sunt grafician. Grafician? Da, grafician și pregătesc fișiere pentru tipar, lucrez la o editură în Pitești. Ah, ce fain! Layout-uri, chestii, ha? Da. Fain. Cărți, pliante, bannere, tot ce ține de promovare pe mass media, pe site-uri. Am fost și ziarist, am fost și fotograf, dar acum ultimele trei joburi sunt legate de edituri. Fain, bravo. Și în rest, ca, nu știu, pasiune, timp liber? Îmi place să merg la basket. A, deci amator, basket? Nu am jucat la vreo echipă, am jucat în liceu și a rămas un hobby. Bun, felicitări, ai ajuns la destinație. Mergem mai departe la Cristian. Galați. Se pare că bătălia este la voi. A cântat muzică ușoară pe scena teatrului Nae Leonard din 1954, dar și la televiziune. Ștefan Bănică Senior
Jean Moscopol, Alexandru Jula, Ilie Neacșa. Ștefan Bănică senior. Final? Da. Bine. Este vorba despre Alexandru Jula. Mai degrabă îl alegi pe Jula când e vorba de cântat, muzică ușoară. Și ne uităm și la Galați. Ștefan Bănică era din Călăraș. M a ajuns la Vaslui. Hai să vedem dacă ai ajuns la Vaslui. Constantin Tănase a pus bazele trupei de teatru Majestic, Cărăbuș, Alhambra, Neghiniță. Majesticul e cam vis-a-vis de teatru Constantin Tănase. Cărăbuș. Cărăbuș, răspuns corect și a ajuns la destinație. Așadar, avem doi concurenți, Corneliu și Cezar. Cristian, înainte să pleci, zi-ne despre tine, tu cu ce te ocupi? Sunt ofițer în rezervă. Ofițer MAPN sau? MAI. MAI, așa. Și ce specializare aveai sau ce făceai? Am lucrat într-o unitate specială a Ministerului de Interne. Aha. Dar toți sunt secretoși ăștia, știi? Toți, da. Așa era denumirea. Așa era denumirea. Da. Îți mulțumim tare, îți ofer și o întrebare. Câștigă România în valoare de 200 de lei și sper să mai vii pe la noi. Sat Pescăresc transformat în stațiune, așezat între lacul Golovița și Marea Neagră. Gura Portiței, Dorohoi, Vama Nouă, Baziaș. Gura Portiței. Gura Portiței, răspuns corect. Te-ai câștigat 200 de lei și marea istorie ilustrată a României și a Republicii Moldova. Mulțumim tare, Cristi! Ceau! Baftă mulțumesc în toate! Corneliu! Da. Cum ești? Bine. Bine? Liniștit? Bine. Cezar, vezi că ai mult de lucru cu Corneliu. Este la 5-a ediție, cum spuneam. Dar trebuie să te gândești foarte bine înainte de a da răspunsul. Succes în runda a doua la Câștigă România! Să vedem ce surpriză avem cu județele. Mai întâi tu, Cezar, vei alege județul de plecare. Ai ajuns primul la destinație. Da. Inclusiv Teleormanul? Teleorman. Teleorman, județul de plecare. L-am fixat și vedem că vom merge până în Satul Mare, crezi? Ha? Ia zi tu, din experiența ta, Corneliu. Eu zic Satul Mare. Cred că Maramureș. Tu zici Maramureș, tu ce zici? Suceava, cred. Bine, hai să vedem. Bine, mă. Hai să plecăm la drum. Succes amândurora. Mijlocașul Sorin Paraschiva a ajuns cu echipa sa în semifinalele cupei UEFA în 2006. CFR Cluj, FC Sevilla, Academica Clinceni, Steaua București. Sorin Paraschiv a jucat la Steaua București. Și n-a fost... Că... Așa, blocăm? Da, fără niciun dubiu. Bine. N-a fost semifinala aia cu... Cu Middlesbrough, cred. Nu? Parca aia. Aoleu, m-a ucis. Răspuns corect, Steaua București. Județul următor. Trecem prin Argeș pe la mine. Prin Argeș. Ai un avantaj, păstrează-l. Din Satul Mare plecăm folosind această întrebare pentru tine, Corneliu. Poarta casei tradiționale oșenești se numește Vraniță, Târnaț, Draniță sau Laibăr? La regionalisme. La regionalisme nu cred că mă pricep mai deloc. Târnaț și Laibăr, niciun caz. E vorba de Draniță și Vraniță. Draniță. Aleg. Cum? Draniță. Cu? D. Cu D de la Virgil? De la Virgil. De la Dumitru.
Da, Dumitru, a. Draniță, zici tu. Zic bine. Eu. Nu știu cât o fi de bine, da. Dranița este un soi de acoperiș de șindrilă. Vraniță este corect. Da. Județul Argeș, atenție, profită de acest avantaj dublu. S-a ivit pe culme toamna, zâna melopeelor, spaima florilor și doamna onomatopeelor sau muzeelor sau cerealelor sau cucurbitaceelor. Cucurbitaceelor, cred. Final? Da, știu că castravetele face parte din această... Mm-hmm. Nu știu dacă dă emoții, dar răspunsul meu final este cucurbitaceelor. Blocăm răspunsul. Și te rog frumos să-mi reciți întreaga s-a ivit, strofă. S-a ivit pe culme toamna... N-am spus să citești. Să? Interpretare artistică, domnule, recităm. De la calculator la versuri... Băi, da, dar uite, vreau să scot din tine firea de artist. Ne creăm această stare din interior și odată ce o avem, va ajunge la cei de acasă și la noi, bineînțeles. Ia-ți 5 secunde de pauză și încearcă să intonezi, să interpretezi aceste versuri. S-a ivit pe culme toamna, zina melopeelor, spaima... Stop. Păi, interpretat în vreun fel? Puțină intonație, puțină mișcare, puțin dinamism. Probabil m-am grăbit ca să scap mai repede. S-a ivit pe culme toamna, zâna, și adică mai nu rărești, mai... Nu partea artistică... Înveți, se învață tot, hai! S-a ivit pe culme toamna, zâna melopeelor, spaima florilor și doamna cucurbitaceelor. Foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. Deci pe mine m-a luat emoția, așa, și deja simt miros de câmp, de flori, de... Cine m-a adus? Răspuns corect, domnule. Bravo. Bravo, Cezar. Următor... Sibiu. Sibiu. Scoate-mă din județ. Dar ce ai nevoie tu de variante ajutătoare? Mai încercăm. Și o variantă ajutătoare. Întrebarea prin care te scot din județ arată așa. Cum completezi versurile celebre? Hei, can-can, cu picioarele în aeroplan, tavan, burlan, caftan. Tavan. Tu crezi că scapi așa? Tu no, chiar crezi no, că scapi? No, no, ia no. Să auzi. Ai mai avut un moment? Da. Reușit, serios, da. Fără glumă. Că dacă nu te taxam, dacă falsai groaznic. Serios, dacă, ia. Nici bine n-am. A, uite, ascultă tu și spune-ți părerea. Hei, can-can, cu picioarele în tavan. Deci are ureche. Cu vocea trebuie lucrat un pic și acolo e un timbru interesant, dar dacă lucrezi, o impostăm puțin, o așezăm în cutia de rezonanță și se rezolvă totul, dragul da. Meu. Mimi nu-i acasă. Zi, Mimi nu-i acasă. Mimi nu-i acasă. Doarme. Sigur. Răspuns corect. Acum, că ai ieșit tu din județ, am înțeles. Dar pe unde o iei? Bihor. Bihor să fie. Ești în Sibiu? Da. Într-un județ foarte frumos, cu un oraș ca Sibiul, rarisim de frumos. Poet, ai cărui părinți erau din Săliște, autor al baladei unui greier mic. Ion Minulescu, Șteo Iosif, George Topârceanu, Păstorel Teodoreanu. Răspunsul meu este George Topârceanu. Răspuns corect, George Topârceanu. Județul următor? Alba. Alba. Suntem în Bihor? Departe. Departe, tu sperai să aleagă alt județ, ca să te duci tu în Alba și să cobori până Vâlcea, Olci și Teleorma. Și l-am făcut pe micuț, nu? L-am rezolvat, așa te-ai gândit tu. Dar uite că are și strategie la el. Când spui despre cineva că e cam olicău, înseamnă că uită repede, minte
umblă brambura, mănâncă puțin. Iar regionalism. Olicău. Nu știu, dacă s-a legat așa, la întâmplare, mănâncă puțin. Pom? Mănâncă puțin. Mm-hmm. Bine, ok. Tu ce ai fi spus? Mie mi-aduce a uituc, uită repede, cred eu, nu știu. Bun. Umblă brambura este varianta corectă, e un regionalism, da, dacă nu ai auzit de el, greu. N-am auzit. Hai să rămânem în Alba puțin. În filme a fost Ciprian Porumbescu, dar și Avram Iancu din Munți în Flăcări. Cornel Ciupercescu, Vlad Rădescu, Alexandru Repan sau Iurie Darie? Aici merg pe intuiție. Cel mai cunoscut mi se pare Iurie Darie, dar nu știu dacă este din Alba. Ai variante ajutătoare la dispoziție? Întreabă un prieten? Da. Am și ai folosit-o? Acum. Da. Ai folosit-o sau nu? N-am folosit-o încă. Vrei să o folosești acum? Da. Hai bine că ți-am amintit ideea, hă? Pe cine vrei să întrebăm? Pe soția mea. Și tu? Hai să o întrebăm. Cum o cheamă? Simona. Sărut mâna, Simona. Ia să vedem dacă ne răspunzi. Sărut mâna. Bună ziua. O să vă rog să vorbiți puțin mai tare. Da. Sunt de la Curent. Se pare că avem o problemă cu, cu rețeaua. Aveți curent? Avem. Aveți? Bine. Sărut mâna. Virgil Ianțu de la Câștigă România sunt. Eram aici cu cei de la Curent și am zis să întrerup puțin. Dacă aveți curent, e în regulă. Aș vrea să ne ajuți. Pentru că soțul tău, iubit, da, cel întors de la oaste, bine că a venit, Cezar, este în fața unei întrebări din județul Alba. O să-ți citesc întrebarea și ai 10 secunde la dispoziție pentru a-l ajuta. Ok. Ok? Mare atenție. În filme a fost Ciprian Porumbescu, dar și Avram Iancu din Munți în Flăcări. Cornel Ciupercescu, Vlad Rădescu, Alexandru Repan sau Iurie Darie? Iurie Darie, sper că nu. Adică nu știu. Mulțumim frumos! Vezi, asta înseamnă să-ți alegi momentul potrivit și întrebarea potrivită pentru... A folosit... L-a citat probabil pe cel mai cunoscut dintre ei. Nu știu dacă m-a ajutat cu ceva, dar... O să se supere pe mine, dar nu o să aleg Iurie Darie, ci o să merg pe prima intuiție a mea, după ce am văzut enunțați pe cei patru. Și o să aleg Alexandru Repan. Alexandru Repan. Bine. Mă, nu prea duce el așa, Repan. Hai că Iurie Darie puteai să-l mai aranjezi să semene așa cu Ciprian Porumbescu. Alexandru Repan nu este varianta corectă. În schimb, Vlad Rădescu, știu că acum nu pare dacă te uiți la el, dar avea părul vâlvoi și mare și pieptănat și aranjat ca Ciprian Porumbescu. Acum... mai degrabă ca lui de Funès. Deși este mult mai înalt, județul... Bihor. Tu ești în Bihor. Departe. Mai dăm un regionalism. Stațiunea Băile Felix este parte componentă a localității. Oradea, Sân Martin, Tuzla, Oșorhei. Merg pe Sân Martin. Sunt Martin. Parcă îmi spune ceva așa. Blocăm. Dar nu-i foarte aproape de Oradea? Tu ce zici? Ce ai fi răspuns? Eu aș fi răspuns Oradea. Deși poate să fie o capcană. Sunt Martin este răspunsul corect. Comuna Sunt Martin este formată din 6 sate și din stațiunile Băile Felix și 1 Mai. Județul următor. Arad. Arad. Ok.
Ce facem cu Alba? Ți-ai folosit varianta ajutătoare, scoate-mă din județ? Nu, am folosit doar cu un treabă. Ok, vrei să o folosești acum? Da, mi s-a părut un județ destul de complicat, dar aș dori să apele și la această variantă. Bine. Cum se numește prăjitura turcească tăvălită prin nuci și însiropată cu miere? Trufanda, baklava, takla, mukava. Baklava este desertul Turciei tradițional. Baklava, răspuns corect, și a ieșit din județul Alba, unde nu prea ți-a plăcut. În ce județ te duci? În Cluj ar fi cel mai drept. Cluj. Cluj am ales. Ne ducem în Arad. Greu. Foarte greu. Din grupul memorandiștilor au făcut parte mulți patrioți arădeni. Memorandumul fiind o petiție, o cronologie, o mișcare literară sau un partid? O petiție. Despre ce petiție este vorba? Au adresat ei o petiție către Viena să... Către Franz Iosef, mai exact, da, răspuns corect, pentru drepturile românilor. Județul următor, Hunedoara. Ne întoarcem în Cluj, încă din 1200, în Dej. Pentru transportarea rapidă a sării a existat o scutire de taxe, un port, cărăuși angajați sau un drum pietruit? Prin eliminarea a trei, nu rămâne decât să răspund un drum pietruit. Final? Final. Bine. Încărcate, bine de tot, plecau de la Ocnadej. Pe râul Someș, niște plute. Și vorbim despre un port care acum este de agrement. Interesantă întrebare și uite, am aflat un lucru fain și interesant. Ne ducem în Hunedoara. Alături de Hunedoara, un județ românesc, e parte din euroregiunea Dunăre-Criș-Mureș-Tisa. Maramureș, Vaslui, Olt sau Timiș? Maramureșul e cam sus, Vaslui e est, Oltul, nu? Timiș. Sigur? Nu sunt sigur, dar logica e varianta așa. Finală? Timiș. Răspuns corect, Timiș. Și te apropii. Vâlcea. Vâlcea. Nu mai zăbovi prea mult pentru că te ajunge din urmă, cât ai zice, Cluj. Fata de la voi din sat n-are vigănău tărcat sau zestre, pisoi, rochie, mărgele. Vigănău. Ce-i vigănău? Tărcat. Știu că sunt pisici, pisoi, cu aceste... Sigur? Sigur. Bine. Deci fata de la voi din sat nu are pisoi tărcat. Despre asta sună destul se vorbește în aceste versuri. Pentru că aici, în zona Clujului, e o zonă, nu se știe de ce, plină de pisoi tărcați. Probabil... se gândesc cercetătorii, probabil că de la crescătoriile de pui... Cred că e ceva legat de ținută, dar... Nu, de pisoi, n-ai zis de pisoi? Îmi merit miștourile pentru răspunsul ăsta. Just. Rochie este varianta corectă. Județul Vâlcea. Vâlcea. Prozator, romancier și dramaturg interbelic, a scris și Dona Alba, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Cezar Paul Bădescu sau Gib Mihăescu. E, acum apelăm la varianta ajutătoare. Ah. O apelăm pe soția iar. O apelăm la varianta ajutătoare, întreabă un prieten. Prietenul tău cel mai bun este tocmai soția. O sună. Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Din nou ne auzim, din nou vin cu o întrebare.
Și din nou contează foarte tare ajutorul pe care îl veți da. Așadar, da. Atenție mare de tot la întrebare și la variantele de răspuns și cât mai repede, pentru că avem doar 10 secunde pentru a afla dacă știm răspunsul la această întrebare. Da? Da, da. Prozator, romancier și dramaturg interbelic a scris și Dona Alba. Cele 4 variante de răspuns sunt următoarele. Gip Mihaescu. Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, Cezar Bădescu, Gip Mihaescu. Gip Mihaescu. Mulțumim. Și eu tot către el înclinam, dar am vrut să o bag în seamă și soția. Ce tehnică e asta! Gip Mihaescu, răspuns. Tu n-ai știut cum să-i spui mulțumesc pentru ajutor, știi? Gip Mihaescu. Gip Mihaescu, răspuns corect. Așa este și soția ta a câștigat 200 de lei și, bineînțeles, toată suma pe care o vei câștiga tu la Câștigă România. Olt, județul următor. Olt este județul următor. După cum vezi, te-a ajuns și te-a cam întrecut. Ai stat foarte mult pe loc. Arhiva TVR păstrează înregistrarea cu Ludovic Spis în aria Ne sunt dormo. Din opera Turandot, Aida, Flautul fermecat sau Oedip? Oscilez între Aida și Flautul fermecat. Flautul fermecat. Sigur? Nu sunt sigur, dar nu mai vreau să oscilez. Final? Final. Bine. Tu știi? Eu aș înclina spre Turandot, nici eu nu sunt. Aia era varianta corectă. Prea tare la muzica clasică. Aia era varianta corectă și ne ducem în Olt. Nu e doar o denumire dată peștilor mărunți, e și un epitet dat oltenilor. Chichiricioși, bibani, juveți sau baboi. Neamărin, juvete. Cum? De la Neamărin li se trage juvete. Juveți. Știe, domnule, răspuns corect, n-avem ce să-i facem. Și următorul județ, cum spuneam, incredibil, Teleorman, destinația ta. Hai să trecem totuși prin Cluj și să încercăm să plecăm de acolo, poate, poate. Andra are peste 130 de milioane de vizualizări pe YouTube cu piesa Without You. Fit David, Guetta, Lynch, Gareth Bisbal. David Guetta îmi sună, este, poate greșesc, dar cred că este un DJ. David Guetta. E deci, sigur? Nu sunt sigur, oscilam între Guetta și Bisbal. Cum? Oscilam între David Guetta și David Bisbal. David Guetta. Sigur? Adică, mă rog, răspuns final? Este răspunsul meu final. Bine. Tu la fel? Nu știu, cred că... Tu nu te baci. Tu... David Guetta. Eu cânt bine, dar nu prea David știu cu ăștia. Cred. Colegii nu te împaci bine cu ăștia de cântă, colegii tăi de meserie. Nu. Răspunsul corect este Bisbal. Corneliu. Teleorman. Teleorman. În județ, fluviul Dunărea constituie granița României cu Bulgaria pe o distanță de aproximativ 0 km, 90, 14, 150. Păi... Intră pe undeva pe la Islas Dunărea, în județul Teleorman. Și iese spre Giurgiu, deci 150, nu 90 de kilometri. Răspuns final? Răspuns final. Este fantastic ce a făcut acest om în această ediție. Te-a ajuns din urmă și a câștigat a 5-a ediție. Câștigă România! Corneliu, felicitări! Cezar! Mm-hmm.
trebuie să ai acum remușcări și să te gândești că tu ai făcut ceva greșit. El a câștigat 5, iar tu poți reveni când vrei tu, uite așa. O să revin sigur. Te rog frumos, îți mulțumim că ai venit, uite, 400 de lei la întrebarea câștigă România. Sat celebr unde și prințul Charles are o casă. Aici se află o biserică fortificată care din 1999 face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Vezi imaginile. Și avem Biertan, Prejmer, Viscri, Săpânța. Prejmer. Final. Da. Bine. Tu ce zici? Viscri. 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 Nu nimic. Pentru asta, că ai venit, ce crezi că îți ofer? Probabil ceva de citit să mă mai antrenez puțin. Exact. Marea istorie ilustrată a României are și poze și a Republicii Moldova. Așadar, nu trebuie să citești foarte mult. Te mai uiți pe poze, mai citești, te mai uiți pe poze, mai citești, te mai uiți pe poze. Mulțumim și baftă în toate. Ceau! Îl avem în față pe Corneliu, probabil, foarte probabil, unul dintre finaliștii care vor concura pentru marele premiu Mașina, într-o mare finală. Foarte aproape de acel moment, suntem cu tine, dar aș vrea să descrii puțin ediția de azi. Mi s-a părut cea mai dificilă pentru mine, ediția de astăzi. Prea multe regionalisme în întrebări. Am avut și din sport. Păi și atunci omul ăsta ce să zică? A fost bine. A avut un avantaj că nu da, credeam să avantaj recu- mare. A avut, nici eu nu mă așteptam să mai ajung. Spectaculos. Hai să trecem la runda a treia, care am văzut că ți-a plăcut data trecută. Ai dublat suma. Dublat. Să încercăm să facem asta și astăzi. Încercăm. Începem runda a treia, a câștigă România, cu Corneliu Negru. Ai plecat până acum din Prahova, parcă, nu? Și tot din Prahova o să plec. Tot din Prahova, insiști, nu? Insist pe Prahova. Insistăm să plecăm din Prahova. Încercăm să dublăm suma și pornim cronometrul chiar acum. Una dintre aceste picturi nu îi aparține lui Nicolae Grigorescu. Atacul de la Smârdan. 1907, Octav Băncilă. Corect, județ. Dâmbovița. Octav Băncilă, da? În cetatea de scaun Târgoviște, la 1424, exista sediul Haraiei de Bani, care era... O monetărie. Corect. Atenție. Argeș. Mai departe. Argeș. Numele lui Teodor Aman, care vine de la porecla tatălui său, negustor, în turcă, ce înseamnă? Interesant. Atenție. Îndurare. Îndurare. De unde ți-a venit asta? Ei, am auzit și eu acolo, Turcia. Bravo, excelent. Vâlcea. Filozof român, elevul lui Constantin Noica, a scris jurnalul de la Păltiniș. Gabriel Licean. Corect, județ. Sibiu. Sibiu. Transfăgărășanul se află în județele Argeș și Sibiu și traversează acești munți. Făgăraș. Făgăraș. Întrebare. Atenție mare și răbdare. De unde să vină? Alba. Din Alba. La Alba Iulia apare prima versiune tipărită în limba română a Noului Testament în anul 1348. 1648, 1848, 1948. 1648. Răspuns corect și ai dublat din nou suma. Excelentă evoluție. Bravo. Măcar în această rundă a treia. Corneliu, facem un calcul. Ai câștigat foarte mulți bani. Ai început runda cu 1000 de lei. Plus am dublat plus 600, 1600 ori 2, 3200.
7900, 11.100 de lei în total și continuăm cu Corneliu Negru pentru a șasea oară. Ești pregătit pentru a șasea ediție? Încep să fiu pregătit. Pentru că deja dacă ești la a șasea și vii și la a șaptea, deja nu mă mai gândesc la marea finală. Succes, ne vedem data viitoare. Mulțumesc. Cu Corneliu Negru și cu voi. Mulțumesc. Tot la 8 seara, vă mulțumim tare. Intrați pe Instagram pentru concursuri și pe Facebook și puneți mâna pe carte, că nu urzică. Seară faină. Câștigă pe la România. 25 de ani am început, ușor, ușor. Stai că dacă ei pot să intre pe colegii mei. Auziți? Spuneți-mi mie care, că voi sunteți aici în TVR de atâta timp. Și hipopotamii din când în când. Fustița care maschează... Exact. Și pe asta doream. Un răspuns complet. Asta e? Păi nu e, asta e. Dă suflet și tu, te rog frumos, ușurat. Așa, mulțumesc. Și eu îmi doream de mic să fiu cărun. Câștigi tu, câștigă România.